Atât vreau să vă întreb, din toate dimensiunile, ce sunt, ce ați vrea să fii? În ce istorie ați vrea să rămâneți? A presiei, a politicii, a actoriei? Sunt jurnalist. Cred că aici rămân. Sigur, terminând Academia de Teatru și având ca primă meserie actoria, da, sunt actriță. Și mă bucur că v-a plăcut cum am jucat în Maria Tănase și chiar sunt mândră când spuneți că da, v-a plăcut spus, cum am jucat. Părerea mea așa de, să zicem, de cronicar e faptul că dumneavoastră trageți mult mai tare decât scenariul pe femeie. Da. Pe femeie acolo. Adică și, ca să le spune telespectatorilor cine vă vede, își dă seama de succesul care l-avea Maria Tănase. Da. De ce avea succes la bărbați? Avea acel vino încoace? Avea acel ceva care fermeca. Nu care arăta bine. Era și frumoasă. Era și frumoasă. Dar știa să se facă plăcută. Și știa să se facă... Noi am... În film, doar în puține locuri are limbaj vulgar. Ea vorbea destul de vulgar, nu se ferea. Dar tocmai asta o făcea pe ea specială, că nu se temea de cuvinte. Eu am, când am văzut în replică scris cum trebuia să-i spun eu lui Fărâmiță Lambru, așa i-am spus. Dar m-am străduit să o spun atât de cald încât să nu pară că vorbesc vulgar. Și așa era ea. La ea toate mergeau natural și firesc și... Sunt foarte multe dialoguri în film preluate din realitate, din mărturii. De exemplu, momentul în care ea e în cabină și pe hol, Fărâmiță vorbește la telefon cu nevastă sa. Și da, îi spune ce să pună în mâncare, în fasole. Și cimbru și nu știu ce. Și atunci Maria îi zice, auzi mă, zi să pună și căcat. Și atunci Fărâmiță zice, auzi? Pune și căcat în fasole, că vine și cu Ana Maria la masă. De ce zicea cu Ana Maria? De ce avea, să fim sinceri, și în comunism, sunt de la Constanța Crăciun, de ce avea putere asupra șefilor? Era până la urmă, sigur, era Maria Tănase și... Era vedetă. Zău? Uh-huh. Și se ținea cont peste da. Tot? Da. Nu se ține cont, ținem cont. Uitați-vă dacă ieșim acum pe stradă, cum vă salută toată lumea. Nu, dar și aia erau comuniști. Și fără să vreți să... Și țineau cont? Da. Și pentru ei vedetele erau vedete. Și în comunismul în care am trăit eu, de exemplu, că aveam 15 ani la evenimentele din 89, că nu știu cum să le spunem, face puțin, mie încă nu mi-e clar, actorii erau foarte bine văzuți, cântăreții, mult mai bine văzuți decât acum. Mult mai bine văzuți. Acum, după acest rol, sunteți tentată să vă întoarceți definitiv la actorie sau nu, tot așa veți fi multilaterală? E bine așa, adică asta sunt eu. Îmi fac, da. Cum să renunț la meserie de jurnalism? De jurnalist, adică eu asta sunt. M-am pregătit, am învățat, citesc, nu pot să mă trezesc dimineața și să nu văd ultimele știri, ce se mai întâmplă. Trebuie să vă considerați jurnalistă, nu actriță? De ce jurnalistă și nu actriță? Întreb. Nu știu, actriță sunt, actriță nu sunt 24 din 24. Actriță sunt când joc un rol, când pregătesc ceva, pe când jurnalistă sunt. Ce ciudat. Da. Păi totuși interpretați pe Maria Tănase, nu interpretați cameristă. O interpretez, dar am interpretat-o. Maria Tănase e acolo, am interpretat-o. Mi-am construit rolul, mi-am construit personajul, am jucat, s-a turnat filmul, eu mi-am terminat treaba. Sigur că sunt mândră de cum a ieșit. Și acum vin și vorbesc despre rol cu dumneavoastră. Dar până acum o oră mi-am pregătit emisiunea, am discutat despre cum Rareș Bogdan s-a săturat de Nicușor Dan. A fost în emisiunea noastră? Nu. A dat niște declarații. Mâine intră pe telefon la mine în emisiune. Da. Haideți să luăm domeniile în care v-ați manifestat. Să începem așa, cu actoria. Da. Ce concluzii trageți despre... Avem actori mari azi? Mie mi se pare că nu. Avem. Păi un film nu prea văd unii. Avem actori mari. De exemplu,
Că tot l-am pomenit. Eu îl consider un actor foarte mare pe Mihai Mălai Mare. Aici e mare, într-adevăr. Eu am mai jucat cu el într-un film în care, de fapt, în două filme pe care le-a și regizat. Șnițelele înaripate și Ana Simion. Cu Ana chiar am luat un premiu în Varna la Festivalul Filmului de Dragoste acum 2 ani. Și el acolo și joacă în acel film. Este un film despre partizanii din perioada comunistă, din comuna Nucșoara, de acolo de lângă Câmpul Lung Mușcel, din satul Elisabeta Irizea. Dar povestea este despre două surori de acolo din sat. Ana și Marina. Și Marina Chirca și Ana Simion. Și Mihai Mălai Mare joacă rolul unui general de securitate. Foarte bine joacă. Destul de greu că e riscul să îl bagi în pamflet, în caricatură. Da. Foarte bine joacă. Foarte, foarte bine. Și am mai jucat încă într-un film care mie îmi place foarte mult, ăsta, Șnițelele înaripate, unde, sigur, comedie romantică, el este un polițist, a ieșit la pensie, nu se mai găsește locul, după ce a fost în centrul atenției o viață întreagă, acum nu mai e nici. Și sapă în curte o groapă. Sapă o groapă. Toată lumea se întreabă ce e cu groapa aia, s-o astupe, vine primarul, ședințe, discuții, așa, inclusiv soacra se ia de el și îl face în toate felurile. Singura care îl susține e soția și eu joc rolul soției. Politică. Totuși, n-ați fost, asta trebuie să spune telespectatorilor, să reamintesc telespectatorilor, n-ați fost, nu știu, de mâna a 14-a. Chiar ați fost parlamentar, ați fost și la PD. În primul rând, de ce v-ați certat cu Băsescu? Dar eu nu m-am certat cu Băsescu. Dar de ce ați plecat? Vă aduceți, păi știți că am povestit și am, cred că și cu dumneavoastră am tot dezbătut și am analizat de ce am plecat. Pentru că noi am fost un grup care ne-am format și în campania electorală și care pe urmă am fost în jurul lui Cosmin Gușă, Cosmin pe care l-am ales să fie șeful grupului parlamentar de la Camera Deputaților, mai vechi din partid nu erau de acord, că se temeau că Cosmin Gușă vrea să le ia locul, de parcă nu știu ce loc le lua, de parcă n-avea loc fiecare. Mă rog, s-au dus și i-au picurat în ureche lui Băsescu fel de fel de lucruri, motiv pentru care l-au dat jos pe Cosmin de vreo 3 ori. Noi îl tot realegeam și ei îl dădeau jos. Și pe urmă am făcut o scrisoare. Am fost aici capul răutăților. O scrisoare unde le-am propus mai multor parlamentari și primari să... O scrisoare deschisă către Cosmin. Le-am propus să o semneze, ca să am un document, ca să nu mai vorbesc singură de nebună. Să o semneze și era o scrisoare în care ceram lui Cosmin să revină asupra deciziei, că el a spus, de fapt, public că nu-l interesează nicio funcție de conducere în partid. Și am zis, domnule, revin asupra deciziei, că noi am vrea să te avem aici. E, și asta a fost cea care a terminat tot. Păi, după asta a plecat chiar și din politică. De ce? Din politică am plecat în 2012. Dar de ce? Pentru că... Care e concluzia? Deci sunteți o jurnalistă și actriță care a intrat în politică. Pe toți cei care sunt jurnaliști și intră în politică, îi întreb care e diferența între cele domenii, de ce a intrat și de ce a plecat. Am intrat pentru că am vrut să schimb lucrurile. Pentru că, începusem să vă spun, m-am săturat să-i învăț pe diversi politicieni ce să spună la mine în emisiune. Că mă întrebau. Deci nu era de ajuns că le dădeam întrebările. Și ce să spun? Dom'le, nu se poate! Cum adică ce să spui? Spune, ai făcut ceva? Păi n-am prea făcut. Ah, bun, atunci spuneți. Deci ar fi trebuit să faceți așa, așa, așa. Deci mi-aduc aminte când a murit Coposul, că cel care pe urmă a ajuns primarul Târgu Mureșului și a stat nu știu cât timp primar acolo, a venit, să faceți, nu, să mă jucam. Știu, și eu fac această chestie, uitați. Mulțumesc. Așa. Era de aici. Da, eu știu că și eu am nevoie de oricând răspund. Nu-i dau numele, dar nu mai contează. Nu știa ce să spună că a murit Coposul. Și l-au trimis de la PNCCD, că era liderul organizației locale, să zică ceva. Și a venit. Era săracul cu o geacă pe el să spună. Bun, zic numai puțin, că eu zic numai puțin, vă dau drumul să termine cine ce avea de zis și intrați dumneavoastră la microfon. Stați,
ce? Nu știu ce să zic. Doamne. Zic, stați că vă aduc o foaie de hârtie. I-am dat o foaie de hârtie, un pix și zic, n-o scrieți. Ne pare rău, am făcut acolo un textuleț, îl am dictat omului, a intrat pe post, pe urmă mi-a mulțumit, mi-a fost atât de recunoscut. Pe urmă, când m-a înjurat, primar fiind, nu mai era recunoscător. Și pe urmă, zic, stai-mă puțin, dar e cazul să intrăm noi în politică dacă noi învățăm pe oameni ce să spună. Deci chiar nu știu ce să zică. Ca să nu mai zic că erau lucruri de făcut, de rezolvat, pentru noi, artiștii, pentru noi, pentru instituțiile de cultură, că eu deja făcând diverse emisiuni cu unii și cu alții, îmi dădeam seama că se pot rezolva chestiunile din Parlament. Că de-aia am venit cu legea mamelor în Parlament, că mi se părea o aberație să ai salariu de, nu știu, 3.000 de lei și să intri în concediu de creștere a copilului și să ți se dea 600. Cum? Păi tu de ce să nu-i mai iei și pe ăilalți 2.400?